Bună ziua și bun venit la retrospectiva știrilor sportive. Simona Radi și Ancuța Botnar, campioane mondiale și europene în acest an în proba de dublu vâsle, au primit titlul de sportiv anului în România, titlul pe care și l-au judecat și în urmă cu 2 ani. Campioane olimpice, mondiale și europene, Radi și Botnar au la activ 26 de victorii consecutive, fiind neînvinse din anul 2019. Suceveanul Alexandru Rață a fost desemnat voleibalistul anului 2023 în România. După evoluțiile foarte bune de la campionatul european din acest an, Alexandru Rață s-a transferat în Belgia, fiind cel mai bun marcator din prima ligă belgiană. Sportivii clubului Hong Ha Rădăuți au participat la campionatul național de Quan Chi arme tradiționale, desfășurat la Roman în perioada 9-10 decembrie. Sportivii rădăuțeni au obținut două medalii de aur și 5 medalii de bronz. Aurul a fost obținut de Eduard Edison Muha în probele de arme articulare și arme de lemn la categoria 40-49 de ani masculin. Medalele de bronz au fost obținute de Nicolaică Constantin Cristian în probele de arme cu lamă și arme de lemn, categoria 40-49 de ani masculin, Muha Edison Eduard și Nicolaică Constantin Cristian la categoria de luptă convențională 40-49 de ani masculin. A cincea medalie de bronz a fost adusă de către Halip Maria Magdalena în proba de arme de lemn, vârsta 13-15 ani, fete. Franța este noua campioană mondială la handbal feminin după ce a dispus în finală de Norvegia cu scorul de 31 la 28. Medalele de bronz au fost obținute de Danemarca, care a învins Suedia cu scorul de 28 la 27 în finala mică. România a ocupat locul 12 după ce în ultimul meci a învins Polonia cu scorul de 27 la 26, ratând calificarea pentru turneele de calificare la Jocurile Olimpice. Fălticenianul Răzvan Ciobanu a devenit campion național de senior la box, categoria 86 de kilograme. În finala campionatului național de la Brăila, sportivul pregătit de Vasile Nistor la Șomuz Fălticeni l-a învins pe Robert Constantin, reprezentantul clubului Rapid București. Aceasta a fost retrospectiva știrilor sportive.